mama soției mele, socra mea, a început acest meșteșug mai mult pe forțele ei proprii. Am făcut un curs de olărit și încet, încet a început să cocheteze cu lutul ea și soția mea, pe care am cunoscut-o eu în 2002. Și în 2003 am început să lucrăm la modul serios. De ce olărit? De prima dată când am pus mâna pe lut, mi-a făcut plăcere și ne-am dat seama că putem să creăm o grămadă de lucruri frumoase din pământ. O resursă comună, pământul, până la urmă, este transformată în valoare. Deci, de multe ori, resursele comune peste care călcăm, pe care nu le băgăm în seamă, sunt sursă de bogăție. Ioan și Carolina au utilizat această resursă și au transformat pământul în valoare suplimentară. Mă duce cu gândul la perspectiva creației inițiale, când Dumnezeu a făcut din lut prima încercare și apoi a dat prin vorbe misiunea omului. Aproape jumătate din populația țării trăiește în mediul rural, mediu care are numeroase resurse neexploatate încă. Una dintre aceste resurse importante este antreprenoriatul. Am ales să lucrăm la nivel meșteșugăresc, nu industrial, pentru că produse făcute industrial sunt multe pe piață și nu au o asemenea valoare față de lucrurile care sunt făcute manual. Așa am început, că eu întindeam lutul din care formam platouri și plăcuțe care sunt obiecte decorative pentru perete. Apoi ea e artista, ea creează toate motivele și decorurile pe care le punem pe vase. După care intervine iarăși munca mea de aranjat toate produsele în uscător, ca să se uște cât mai repede, cât mai eficient. După care intră la cuptor, unde iarăși este partea mea. În toți anii ăștia am încercat să perfecționez arderea, sistemul de ardere pe lemne, ca să fie cu consum cât mai redus și o temperatură cât mai constantă în cuptor. După ce iasă din cuptor, iarăși revine munca soției mele, Carolina. Ea, fiind artista familiei, ea face decorurile pe el. O ajutăm și noi, bineînțeles, dar ea ne dirigează. Aici pui verde, aici pui albastru. Această afacere este puternică și prin forța familiei. Afacerea de familie, în general, este... dă o forță suplimentară, consider, acestui tip de afacere. Suntem meșteșugari, dar într-adevăr am încercat să facem alte produse, nu cele tradiționale, pentru că lumea se schimbă, e într-o continuă schimbare, casele oamenilor, decorurile din casele oamenilor sunt într-o continuă schimbare și încercăm să facem produse cât mai potrivită pentru momentele actuale. Se spune că ce este cel mai stabil în viața noastră este schimbarea. Schimbarea trebuie însă, deci ea poate fi lăsată să se desfășoare în mod natural și atunci efectele și rezultatele nu sunt întotdeauna foarte favorabile, sau poate fi manageriată. Dar metodele de lucru sunt tot metodele tradiționale, lucrăm pe roata olarului, cuptorul este pe lemne, la partea de platouri, de obiecte de perete, întindem cu mâna, toate aplicațiile se fac cu mâna, dar și la partea de roata olarului am trecut încet, încet de la roata de picior la roata electrică, pentru că e mult mai comodă, e mai ușor de lucrat cu ea și crește și productivitatea. Dar modul de lucru este același. Numai că nu mai dai cu piciorul ca să învârți roata, apeși pe pedală. Ioan este un meșteșugar. Totuși, pentru a fi eficient, este nevoie să folosești tehnologia. Dar prin folosirea tehnologiei moderne să nu ucizi spiritul liber și istoria și arta pe care tu o creezi.
Eu consider că dacă găsește un just echilibru între folosirea tehnologiei pentru a da un surplus de calitate obiectelor și folosirea tehnologiei pentru a trece de bariera dintre eficiență și ineficiență, este perfect justificabilă. Adică nu cred că un motor acționat electric la roata olarului distruge actul de creație. Noi suntem organizați ca și SRL din 2006. Până în 2006 lucram sub un PFA, până atunci lucram doar eu, soția și soacra mea. Și din 2006 am înființat un SRL și tot de atunci am început să luăm din sat niște femei pe care le-am învățat să lucreze și le-am angajat. Antreprenorul, în esență, creează locuri de muncă, este un creator și de locuri de muncă. El creează bunăstare în comunitate. Deci Ioan pleacă de la familie, familia se mărește prin comunitate, aduce beneficii comunității și pentru asta ar trebui apreciat și încurajat și susținut. Cea mai mare parte de vânzări se desfășoară prin târguri. Mergem la multe târguri tematice, de exemplu târgul olarilor, târgul meșteșugarilor. Sunt peste 3 milioane de români în afara graniților care și-ar dori să cumpere ceva autentic românesc, și-ar dori când merg într-o vizită să ofere un cadou autentic românesc. Vânzările online pentru noi n-au fost fructificate. Poate nu ne-am făcut noi promovarea care trebuie sau poate ne-am avut persoanele care să ne ajute potrivite pentru așa ceva. Poate a fost prea devreme. Vânzările pe internet au crescut în ultimii ani în mod exponențial. Eu cred că e nevoie de o nouă încercare. E nevoie de o prezentare cât mai profesionistă în imagini, cu muzică, o imagine a procesului prin care sunt obținute obiectele. Principalul motiv erau pozele, părerea mea, cred că nu erau destul de calitative, nu erau foarte bine făcute. Principala activitatea noastră este olăritul, dar completăm partea de vasă de ceramică și cu alte obiecte din lemn, facem, de exemplu, și felicitări. La partea de lemn avem diverse cutii din lemn pe care le decorăm, care pot fi folosite, de exemplu, în bucătărie sau într-un living. Poate fi folosită o cutie pentru plicurile de ceai, o cutie pentru cutiile de zahăr, cutii pentru bijuterii, cutii pentru vinuri. Am început niște ateliere creative, în sensul că noi producem obiectele din ceramică, le ducem până în faza de după ardere, după prima ardere, pe care le oferim persoanelor doritoare să decoreze. Copiii au nevoie să creeze. Olăritul stimulează creativitatea și dorința copiilor de a crea. Cu copiii este frumos să lucrez, dar este și greu. Sunt mult mai energici decât noi și trebuie ținuți cumva sub control. Dar avem o satisfacție foarte mare când îi vedem cum pleacă cu zâmbetul pe buze și cu obiectul pictat de ei de la noi, de la masă. Poate fi o extindere, pot fi invitate clase de copii care pe timpul verii să-și petreacă vacanța în mod activ. Poate coopera cu pensiuni rurale din zonă, care la fel își pot extinde afacerea prin atragerea unor copii din Timișoara sau din alte județe în această zonă, care este și o zonă minunată. Aceste ateliere le vom dezvolta pe viitor. Deocamdată ce am făcut a fost doar așa prin diverse târguri și manifestări, unde mergeam efectiv cu atelierul afară. Am luat și roata olarului cu noi și lut, scule, ce ne trebuia, ca să se distreze copiii cu lutul, să aibă contact cu lutul și să le deschidem puțin ochii asupra acestui meșteșug, să încercăm să-l ținem cât mai viu, să nu dispară.